Ce liniște e astăzi la lucru! Mă așteptam să fim tot în trafic după oameni care depășesc limita vitezei. Cum a mai fost viața ta? Ce ai mai făcut în ultimul timp? Păi nu ți-am mai povestit! Am vândut ferma și vreau să cumpăr o casă nouă. Nu mai puteam, mă sufocam, era cât o garsonieră. Aveam dormitorul unde aveam și bucătăria. Nu puteam să vorbesc seara la telefon cu cineva că fiica mea nu putea să doarmă. Și invers, fiica mea nu-și putea aduce prietenii să învețe după ore că eu trebuia să dorm, că veneam obosită de la lucru. Ia, auzi, te muți? Păi și ai găsit ceva, un apartament sau o casă? Unde vreți să vă mutați? Vrem să ne mutăm la o casă mai mare. Am fost să vedem o casă, însă era foarte ciudată. Avea șobolani în pod, mi-a fost frică să mă mut acolo. Era foarte ieftină. Apoi mi s-a stricat mașina, a trebuit să dau o groază de bani pe mașină. Momentan stăm la Simona. Ia uite, ce coincidență! Am eu o prietenă care vrea să se mute din țară și își vinde casa. E o casă mare și frumoasă, cu siguranță ți-ar plăcea și ție și fiicei tale. Vorbești serios? Eu n-am mai găsit casă de vânzare în orașul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat. Dă-mi, te rog, numărul la prietena ta. E o casă mare și frumoasă și o dă foarte ieftin pentru că vrea să plece cât mai repede din țară. Atunci înseamnă că sunt foarte norocoasă. Ce se aude așa? Uite-l pe ăla cu ce viteză merge! Nu pot să cred! Hai după el! Să plecăm! Trebuie să-l prindem! Mamă, casa e superbă, dar nu e cam departe de oraș? O să dureze o eternitate până ajung eu la școală în fiecare dimineață. Și așa mă trezesc greu. Va trebui să mă trezesc mult mai devreme ca să ajung la școală de aici. Ai dreptate, scumpă, e un pic departe de oraș. Suntem la marginea orașului, la ieșirea din oraș. Iar noi tot timpul avem treabă în centru. Școala ta e în centru, locul meu de muncă e în centru. Dar casa e superbă, e minunată, e făcută din lemn. E atât de confortabilă, plină de verdeață. Haide să vedem cum arată înăuntru. Ne așteaptă proprietara. Voi veni de îndată. Bună ziua, doamnelor. V-am așteptat. Poftiți înăuntru. Vreau să vă fac turul casei mele. Aveți o casă minunată, doamnă. Încă n-ați văzut nimic. Asta e doar sufrageria și bucătăria. S-am uitat să vă specific, aici este marmură. Ia uitați cum arată bucătăria. Materiale de cea mai bună calitate, mobilă de calitate înaltă. Cu siguranță o să vă placă aici. Wow, și cât de mare e TV-ul ăsta, parcă ar fi la cinema. Urmați-mă, doamnelor, mai departe avem ceva foarte frumos. Wow, nu pot să cred, aveți o saună în propria casă? Da, în zilele de iarnă mi-era foarte frig și voiam să merg la saună, dar mi-era prea frig să ies din casă. Așa că mi-am construit eu propria saună aici. Aici mi-am construit o sală de fitness. Am uitat să menționez, vă voi da casa cu tot ce este în ea, inclusiv cu saună, cu echipamentul de sport, cu mobilă. Nu-mi vine să cred, chiar ne lăsați tot ce e în ea la prețul ăsta? Casele la prețul ăsta se dau în general fără nimic în ele. Da, cum te le dați atât de ieftin, doamnă? Am fost zilele trecute la o altă casă și era foarte ieftină, numai că avea foarte mulți șoareci. E ceva ciudat ce ar trebui să ne spuneți? Nu, nu e nimic ciudat, doar că eu nu mai am ce să fac cu această casă, o să mă mut. Iar prietena mea mi-a zis cât de mare nevoie aveți de o casă. Haideți să vedeți și restul casei, asta nu e nimic. Wow, mamă, cât de mare e locul ăsta, deja m-am pierdut, uite aici o baie imensă. Da, poate un pic cam prea mare pentru o mamă singură și fiica ei. Cine întreține sauna aia? Mamă, uite cât de mare e dormitorul ăsta și are geamuri din sticlă, de sus până jos. E un perete întreg din sticlă. Mamă, uite, avem o cameră specială pentru haine. Și aici avem o baie, la fel de imensă ca cealaltă, și cu cadă și cu duș. Iar în curte avem o zonă de relaxare. Nu-mi vine să cred, și curtea cât de mare este. Ne putem duce pe aici și asta nu e tot. Aici avem o altă zonă de relaxare. Bună, mamă! Poți ieși și tu pe aici. Wow, nu pot să cred cât de mare e curtea asta. Plus etajul. Deci ce părere ai? Ne mutăm aici sau mai căutăm? Faci tu curățenie în toată casa asta împreună cu mine? Doar noi două?
Noi abia am reușit să întreținem ferma mamă, care era foarte mică. Exact asta am zis și eu. Poate are casa asta un preț bun, dar nu e potrivită pentru noi. Este mult prea mare doar pentru noi două. Dacă locuiam toți, și eu și tu și tatăl tău și Albert și Lina, poate da. Însă n-avem ce să facem cu atâtea camere și atâta spațiu. Cred că ai dreptate, mamă. Poate ar trebui să mai căutăm. Mamă, tu nu-ți mănânci burrito-ul? Este extrem de delicios. Imediat, scumpă, am mai găsit o casă de vânzare. Asta e aproape de centru. Nu este în afara orașului și nu e atât de mare ca cealaltă. Termină de mâncat și vom merge să o vizităm și pe asta. Deja i-am scris proprietarului. Vorbești serios, mamă? Vai, cât de repede te miști! Ești foarte rapidă, deja ai găsit o casă nouă. Super, haide, trebuie să mergem. O să mănânc restul burrito-ului pe drum. Asta e adresa, asta este casa. Wow, ce frumoasă e! E vopsită în turcoaz. Chiar e frumoasă, mamă. E chiar lângă biserică și putem ajunge foarte, foarte ușor în oraș. Dacă mergem pe drumul ăsta, ajungem chiar lângă spital. E și foarte aproape de școală. Casa asta e perfectă, mamă. Haide să vedem și cum e înăuntru. Acum i-am dat mesaj domnului proprietar că am ajuns. Văd că am ajuns. A, uite acolo! Hei, aici sunt! Haide să vedeți casa! Asta este o mică sufragerie. Aici îmi petrec timpul alături de familie. Și haide să vă arăt și cum arată bucătăria. Știu că nu e foarte mare, însă nouă ne ajunge. Pentru două persoane e mai mult decât suficient. Avem și o mică grădină în spate. Wow, grădina e superbă! Aș vrea să văd dormitoarele! Este un singur dormitor cu două paturi. Haide, urmați-mă! Un singur dormitor cu două paturi? Mamă, vom fi exact ca la fermă! Nu vom avea deloc intimitate! Iar te voi auzi când vorbești la telefon cu prietenele tale și nu voi putea să dorm! Ai dreptate! Hai totuși să vedem cum e dormitorul acela! Vai de mine, ăsta trebuia să fie cumva un pod și l-ați transformat în dormitor? Exact asta am făcut, pentru extra spațiu. N-ați văzut baia? Haideți să vă arăt și cum arată baia. Este chiar aici. Wow, cât de mică este! Măcar aici există oglindă la ghiuvetă. Dar totuși, mamă, nu-mi place deloc dormitorul ăsta. Dacă te ridici din pat și nu ești atentă, îți poți da cu capul de tavan. Ai dreptate, scumpă. Casa pe care am văzut-o înainte era mult prea mare pentru noi. Ne-ar fi fost greu să o întreținem. Iar asta e mult prea mică. O să fim exact la fel cum eram înainte să ne mutăm. Exact, deci nici această casă nu este potrivită pentru gusturile noastre, dragă. Deja am obosit să te căutăm, mamă. Haide, scumpă, nu fi tristă. O să găsim la un moment dat. Nu te lăsa descurajată. Ne vom muta cândva în casa visurilor noastre. Asta e, mai căutăm noi. Mamă, ce miroase așa? Miroase a fum toxic. Abia ți-ai luat mașina de la reparat. Ce se întâmplă, mamă? Vai de mine, nu mai pornește. Nu mai pot să plec de pe loc. Incredibil, numai probleme îmi face mașina asta. Decât să mă duc să o tot repar, mai bine îmi iau o bicicletă. Hai, scumpă, coboară, nu cumva să ți se întâmple ceva. Nu pot să cred, mamă, iar am rămas pe drumuri din cauza mașinii. Nu știu, scumpă, o să sun să vină să ridice mașina și vom merge pe jos acasă, că nu-i departe de aici. Incredibil, trebuie să ajung la baie, mamă. Mai poți să ții puțin? Nu-mi vine să cred. Iar am rămas cu mașina în mijlocul drumului stricată. Ce-o fi pățit de scoate fumul ăsta? Mamă, uite-te și tu la casa asta. Seamănă foarte mult cu casa în care am locuit noi mai de mult. Lasă-mă, scumpă, cu casa acum. Trebuie să-mi rezolv problema cu mașina. Nu pot să o las aici în mijlocul drumului. Mamă, uite-te o secundă. Chiar e de vânzare. E un afiș aici în fața casei. Ce-ar fi să batem la ușă să vedem dacă într-adevăr e de vânzare? Și poate ne lasă să ne folosim și baia. Incredibil! Bine, haide că le-am dat mesaj. Oricum n-avem ce să facem decât să așteptăm. Nu pot să cred, această casă chiar seamănă cu ce am avut noi. Vezi, mamă, hai să mergem. Bine, n-avem ce pierde, hai să batem la ușă. Chiar și intrarea seamănă. Probabil sunt mai multe case construite în stilul ăla. Și nu pot să cred că e de vânzare, casa aia era perfectă pentru noi. Bună ziua, vă ajut cu ceva? Ce vă aduce pe aici? Bună ziua, am văzut că aveți casa de vânzare. Casa asta seamănă foarte mult cu o casă în care am locuit noi înainte. Vreau să știu care este prețul și aș vrea să vedem dacă se poate, să vedem dacă o cumpărăm. Wow, nu pot să cred! În sfârșit o să vând și eu casa asta. Haide, intrați! Mamă, nu pot să cred cât de mult seamănă această casă cu ce am avut noi. Dar și masa e la fel.
Arhitectul a făcut exact aceeași casă în mai multe locuri din oraș. Eu vreau să vând casa asta, nu mă mai leagă nimic de ea. Stau singur într-o casă atât de mare. Vreau să mă mut în străinătate, m-au chemat copiii acolo. Eu și mama am simțit o conexiune puternică cu acest loc. Simțeam că ne vom simți în siguranță aici și că aici vrem să ne petrecem timpul de acum înainte. În regulă, domnule, vrem să cumpărăm această casă. Bun, mă bucur, numai să mă lăsați câteva minute să-mi fac bagajele, apoi casa e numai a voastră. Aștept banii până la finalul zilei în contul meu bancar. O să vi-l dau, haideți să vi-l dau acum. Într-un final i-am mulțumit Darii și mamei sale că ne-au primit în casa lor atâta timp, iar eu și mama ne-am făcut bagajele și eram gata să ne mutăm într-o casă care era cu adevărat pe placul nostru și în care ne simțeam bine. Ne bucurăm că v-ați simțit bine în casa noastră și ne bucurăm că v-ați găsit casa visurilor voastre. Și noi ne bucurăm că ne-ați primit atâta timp. Nu știu ce ne-am fi făcut dacă n-ați fi fost voi să ne primiți în casa voastră. În sfârșit suntem acasă, scumpă, însă va trebui să facem ceva modificări aici. Da, mamă, trebuie să o redecorăm. Și o să începem cu covorul ăsta și să luăm semnul ăla cu casă de vânzare din fața casei. Avem ceva de muncă aici.